cu siguranță doamna la care ce faci, Fabiga? Ia uite, a venit domnul ca să semnați contractul. Felicitări, tinere! Mulțumesc! Aici e contractul. Dacă vrei să mă mai întrebi ceva sau vrei să-mi spui, aici e și pix. Felicitări, doamnă, pentru băiat. Mulțumesc, mulțumesc. Dar nu că n-are ce să vă mai întrebe, știți că oricum l-am citit eu deja și e în regulă. Atunci se poate se să semneze ca sigur. Să pe de-o grijă. Am lăsat și pe mine să-l citesc, să văd și eu ce scrie. Ce faci, mă? Bine, am venit să te ajut cum am vorbit. Păi și la ora asta se vine, mă? Scuză-mă, John. Am avut niște teme de făcut. Păi și la câte am spus să vin, mă? La 3. Păi și ora 5, mă, nebunule, cum la ora asta se vine? Știu, au fost super grele, John. Abia acum am terminat. Hai bine, hai bine, o faci, ajută-mă, că am o grămadă de treabă. Imediat. Și așa că am o mie de nervi, ești nebun. Zi. Păi ce să zic, tu să-mi zici. Ajută-mă, că nu mai știu. Valentin, dă-mi și mie o cheie de 14, mă. Da. Și una de 16, te rog. Bă, una de 16, mă, nu poate. Da, ați ghicit, ăsta e locul în care eu îmi doresc să fiu, iar prietenia noastră e mult mai importantă decât banii. Ce faci, mă, ai plecat? Unde să plec, mă? Zii, mă! Nu, mă, n-am plecat, ce vrei să te las singur să câștigi, să pleci în America? Și plus că tu ești antitalent la condus, frate, e păcat de mașina asta. Ha, ha, bine, mă, Schumacher! Zii, mersi că te reprimesc în echipă. Am înțeles, tu și cu Vale, echipă. Da. Echipă, mulțumesc că m-ați primit înapoi. Dacă e să fiu sincer, chiar le mulțumesc că m-au primit înapoi. Ar fi putut să n-o facă la cum m-am comportat. Plăcere. Și doi, am o veste pentru voi. Ce veste, mă, ia? Fii atent, am găsit asta, lipită de garaj. Scrie așa. Dacă nu aduceți banii în două zile, vă rup capul. Ia auzi, mă. Ghiși tu de la cine e asta? Bișnițara aia cu plete, nu? Aia e. Vreau dar bani. Ea nu știe că noi mâine câștigăm cursa și facem rost de 10.000 de coco și dacă vrea, îi dăm și de o cafea. Exact! De două cafele îi dăm! Hai, hai, mă! Dă-i! Da! Mai testează odată! Stai! Hai că trebuie să meargă! Merge? Da! Bun! Capul de alimentare! Ai un șurub acolo în dreapta! Da! Bun! Desfă-l puțin! Merge? Băieți, stop, stop, băieți! Am informații noi! Am aflat cât a scos cel care a câștigat cursa trecută. 16,2 secunde. 16,2 secunde. Se pare că va fi mult mai simplu decât ne-am așteptat. Aveți idee voi cât scoateți? Bă, sincer să fiu, eu zic că scoatem 14 secunde. 14? Ce 14, mă, nebune, până la cum merge furina asta, 11, maxim! Auzi, ușe, pe pariu? 2.000! 1.000! Hai să vedem! Dă-te pariu! Mă, țuleară, dar la băieții! Auzi, știi că 16 secunde! Ce 14? Bă, mă, dar să vedem cum merge furina asta, mă! Ce ușe! Vali, pregătește camionetul! Da! Ești gata?
Ia-s. Cine a câștigat? 14 secunde, frate. Eu am scos 14 secunde, sigur. 14 secunde. Și care 14? Sigur 11 a scos. Ia-te mă, nu mai ține așa să spart. Hai. Băieți, am scos 26,6. Ce mă? 26,6? Dar ce am făcut? Am mers cu frâna de mână ridicată, așa proști să fim? Și 26,6? Și 26 mai de la cap. Cum 26,6? Ce ai mă, că nu-i bine, hai mă să mai facem o dată. Mai facem o dată. Băi, de unde băi de aici? Apasă pe reset acolo, te arătăm acolo, băi. S-a dus prea pasând de te America noastră. 26,3, frate. Dar cum a scos ăla la jumătate? Cum a scos 14 secunde? Sau cât o fi scos el? Frate, n-avem nicio șansă, tu-ți dai seama. Bă, frate, eu chiar zic că nu ne văd. Deci chiar... Fii atent, partea bună e că mâine ne luăm banii de la bonă și avem bani de plătit datoria. Și zic să facem în felul următor, băieți. Mergem la cursă să ne distrăm. Dacă e să mai și plecăm în America să și câștigăm, aia e. Dacă nu, nu. Bine că avem de plătit datoria. Hai bine! Aloha! Și le bă, ieșiți afară, v-am spus! Bă, v-am spus că dacă nu sunteți așa cum trebuie și n-aveți grijă de copii, vă dau afară! Dar nu voi rușine! Ce ai mă nevoie? Am fost cu voi! Să vă fie rușine! Dați-mă drumul de aici! Nene! Hai mă frate, te rog eu, măcar 200 de euro, oricât ai, nu contează, e bine, oricât ai. Băi Andreea, deci te rog din tot sufletul meu, băi, deci nu te-aș fi sunat dacă l-aș fi avut nevoie. Nu, oricât, 400, 400, măi. Te rog eu. Alo, Andrei, frate meu, am mare nevoie, care-i treaba? Nu ne-am luat banii de la bună și nici nu să-i mai luăm. Trebuie să dăm banii neapărat pentru datorie și ghiși ce, n-avem de unde. Cursa nu o să o câștigăm, așa că toată treaba e foarte împuțită. Ești mulțumit? Asta dacă nu vă ajută Valentin! Bă, faci mișto, ai chef să faci mișto? Nu! Nu, băieți, dar putem să scoatem foarte puțin, putem să scoatem mai mult, să paie... Băi, eu ți-l bat ăsta dacă facem mișto. Bă, ce ai mai luat razna? Am găsit o metodă să scoatem sub 14 secunde, să-l batem pe ăla. Nu că-l bat. Bă, am descoperit eu că există un dispozitiv mic cât un telefon. Așa? Pe care dacă l-ansamblăm sub motor, dublează capacitatea motorului, dublează tot. Așa, și putem așa să câștigăm. Păi și de unde e? Hai să-l cumpărăm, cât costă? Asta e că nu facem nimic cu banii. Păi și? Și e doar o singură persoană care l-are, tipul cine? Care a câștigat 10 curse, care păi poate și cine? Îl cunoști? Cine? Da! E băiatul ăsta. Doar el îl are, dispozitivul. Păi și cum să facem? Nu știu, cred că aveți voi o soluție pentru asta, nu vă pot ajuta mai mult. Bă, băieți, eu zic să mergem să-l furăm. Ce ai mai luturat, dacă o să mergem să-l furăm? John are dreptate, e un risc prea mare, dar e cam singura noastră șansă. Tu, dacă ai fi în locul nostru, ai merge să-l furi sau nu? Scrie-mi la comentarii.